Performanța excepțională a unui tânăr hunedorean, acesta va reprezenta România la campionatul european de natație. Antrenoarea sa de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, Anca Băjan, este mândră de elevii pe care îi pregătește și care obțin rezultate extraordinare. Naghi Nandor are 17 ani și va reprezenta România la campionatul european de natație. Sportivul a participat recent la Cupa României pentru senior, tineret și juniori. S-a întors cu 8 medalii, nu doar la juniori, ci și la seniori. Mai mult decât atât, a realizat și timp extrem de valoroși, 2 baremuri pentru europene. A fost un concurs foarte reușit, 7 medalii de argint și una de aur, dintre care 4 la seniori. Mă bucur că am reușit această performanță. Antrenoarea sa spune că este bucuroasă că munca sa cu elevii este încununată de succesul acestora, iar unul dintre elevii cu care se mândrește este Naghi Nandor, care este și posesorul unei burse olimpice. Naghi Nandor s-a calificat la campionatul european de junior ce va avea loc în perioada 20 iulie la Belgrad. El a reușit să realizeze 2 baremuri în probele de 200 de metri și 400 de metri liber. Este o realizare foarte mare, atât pentru el cât și pentru mine, mai ales că provenim dintr-un oraș foarte mic, de la un club foarte mic, Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, și ne-am luptat, ca să zic așa, cu cluburi de renume, cu sportivi foarte valoroși. Și asta ne face să fim mândri. Rezultatele extraordinare obținute de tânărul înotător au în spate multe ore de antrenament. Prin foarte multă muncă și dedicație, da. Câte ore muncești pe zi? Depinde și de zi, dar între 3 ore și 5 ore jumate. Mai ai timp să ieși cu prietenii la sucuri, într-un club? Mai ales în weekend am, dar de foarte rare ori. De asemenea, atât sportivul cât și antrenoarea sa spun că aceste rezultate se datorează și unei foarte bune colaborări cu părinții tânărului sportiv. Ei nu au uitat să le mulțumească acestora. Pot doar să-i mulțumesc foarte mult că au fost mereu lângă mine și că mă susțin mereu. Sunt foarte mulțumită și îi felicit că au fost în permanență lângă Nandi și lângă mine și sper să fie în continuare alături de noi. Antrenoarea de natație, Anca Băjan, spune că au avut un an foarte bun, plin de medalii. Am avut un an foarte reușit la toate campionatele naționale pe care le-am avut, inclusiv la campionatul național școlar, la campionatele naționale de copii și la campionatele naționale de seniori, tineri și juniori. Probabil sunt peste 40 de medalii, nu știu exact, dar suntem foarte mândri de ce am realizat, îi felicit pe copii și ne bucurăm că avem lângă noi sportivi care își doresc să facă performanță. La Cupa României pentru senior, tineret și junior, CSS Hunedoara a fost reprezentată de 4 sportivi. Naghi Nandor, care este și component al lotului național, Florănescu, Ariana, Naghi Zofia, Oancea Ionuț, care au obținut rezultate foarte bune.